Dar nu că i-am dat, mă, sunt momente, indiferent cine e în casa asta, că e fată, că e băiat. Dacă are dreptate într-un anumit moment, am să-i dau dreptate. Nu sunt ciudos, nu sunt dușmănos să țin... Dar înainte erai. Eu eram înainte. Înainte nu dădeai dreptate, chiar dacă avea. Nu mai știu că n-are rost. Trebuie să zici ce te doare. Dacă stai așa și ții în tine... Ți-aduc apă? Hm? Nu, taci. Ce? Taci. Oricum te vezi, lasă mai bine. Dar cine vine? Vino cu Maria. Vino cu frate. La Maria? Ai pedeapsă? Da, nu pot. Ce pedeapsă? Stai cu Maria? Să dansezi, dar plânge. Plânge? Ce Maria? Maria. Ce? N-am fost atentă la asta. Wow. Eu măcar vorbesc puțin și după aia. Care e ideea de plânge acum? Alexandra, dar ați făcut schimb? Tu vorbești cu Nicos pe conexiune și ați făcut... Dar spune tu, mă, zi-mă adevărul! E dor de familie, frate. Dar Codruț vrea să o consoleze, da, să ducă să o consoleze, de două săptămâni e dor de familie. Ea așa a spus. Eu ce trebuie să fac? Nicu, eu sunt aici de 4 luni. Să mă bag bă, în gelatorul. În primul rând, femeia a locuit în Anglia. Da, nu? Și nu cred că a locuit 2 zile. Probabil a fost departe de familie în timp ce era în Anglia. Este, bă, a făcut facultatea în Anglia. Bă, vorbești, nu este motiv. De ce să fie motivul? Ăsta ar fi motivul. Distanța de familie. Ăsta motivul. Are 26 de ani. Ăsta e motivul, mă, că am vorbit aseară și era și ea cu Nicos. Motivul este că nu e și cu mine, bineață. Nu e ăsta motivul, mă. Mă, ne lăsați așa în într-un... Și dacă într-o vine ceață, cineva, nu înțeleg nimic. Dacă se duce cineva să întrebe ce are... Mai rău plânge. Îi spune... Da, unde vrei să dansezi, frate, dacă fata eu când plânge? Eu când a plâns tura trecută, am fost la ea să văd ce are... A zis să plec de acolo. În camera roșie am întrebat-o. În camera roșie am întrebat-o. Când plângi și vin la tine să văd ce ai, de ce nu vorbești cu mine? Și mi-a zis, păi de ce n-ai rămas? Adică nu înțeleg. Era din cauza asta, era din cauza cu Mădălina. Eu nu înțeleg. Am plâns toată noaptea atunci cu Mădălina. Mariana, zi niște cu vă că tu ești mai în temă. Alexandra e... Nu știu! Nu știm! Mariana! Da! Când a plâns, când a plâns tura trecută, am fost la ea. M-am pus lângă ea, a zis că vorbește cu mine dacă vrei să vorbești. Hai că pleacă. Du-te, pleacă, dată, du-te, pleacă. Da. Am plecat și în camera roșie ieri mi-a zis că... Mă, Nicos, de ce nu stai lângă mine când plec? Tu că tu ai văzut că seara cu Maria. Scuză-mă pe mine, adică eu nu mai înțeleg nimic. Și tu știi mai bine de ce plânge Maria. Plânge-mă, probabil, în acel moment, având nerv, nu și-a dat seama ce ți-a spus. Deci Maria plânge, că am văzut ceva. Deci plânge, nu? Nu știu, nu știu. Nu e prima dată, a doua oară. Este o persoană foarte, foarte sensibilă și emotivă. Nu vreau să discut despre... Bănui ce are, dar nu vreau să discut, deoarece mai bine o las pe ea să discute. În schimb, n-am știut că plânge, am văzut câteva cadre mai devreme, dar nu mi-am dat seama. Dacă îmi dă și mie voie producția să mă duc acolo să stau un pic cu ea, ar fi super. Nu știu, dacă ea își dorește să discute despre chestia asta, să o facă, eu sunt lângă ea și... Păi discutați, ca să știm și noi. Păi dacă vrea ea să vorbească, pentru că ea este cea... Păi vino tu și vorbește cu ea. Că stă Codruț și vorbește cu ea, care nu are nicio legătură. Păi da, nu știu cum a ajuns Codruț acolo. Codruț a fost trimis, că avea o pedeapsă, din câte am înțeles eu. Producția, am dat și mie voie să merg până la Maria. Ce rivelul Marinescu? Să-mi fac talentul. Aștept un răspuns. No, la... De mai aproape, nu, aproape, că nu te-a prins. Nu știu, dar eu atunci, eu am zis că... M-am dus la ea și am spus că... Ascultă, eu... Dar eu înțeleg, frate, eu nu știu. Dar știu că și eu am luat-o. Eu când am plâns atunci în gală, eu am zis că e din cauza părului. Dar nu era din cauza părului și știu mai bine, doar că nu am vrut să vorbesc despre lucrurile alea. Eu cred că Maria a plâns din cauza faptului că nu i-a ieșit bine părul și a vrut să dea puțin importantă și cam mai a vrut să primească atenție. Ce înseamnă că da, Mariana... Îi place de... M-a luat de ceva când te sperai și acum a plecat? Nu știu, întreabă pe ea. Nu întreabă. Vrei să-mi spui ceva de-a sau nu?
Mama, iubire, vrei să-mi spui ceva, da sau nu? Dacă am avut cu Maria, au plâns. După am avut cu Maia, i-am zis lui Maia să ne pună muzică, nu ne pune. Luai altă fată și făceai pedeapsă. Luai altă fată. Nu conta care. I-a spus tu care fată. Băi, dacă nu a pus muzică, omule, tu înțelegi, rămânește. Nu ne-a pus cam... Dansa la rece, cânta Găbiță. Ai vorbit cu Alexandra, băi? Nu. Dar pe Rareș, cum îl mai chema, mă? Fița Rareș. Dar oricum trebuie... Pe Rareș, cum îl mai chema? Nu știu, trebuie să întreb mă. Nu-l chema Andrei? Nu. Cumva? Rareș Andrei? Nu? Nu. E sigură? Nu știu. Nici măcar nu știi cum îl cheamă. Al doilea nume nu știu. Te mai interesează. Este Rareș Andrei... Ăsta îl chema Rareș Andrei Mihai, îl știi. Dar pe Rareș... E, pe nicio nu i-am reținut numele, dar l-ai reținut tu. Pe unde? Rareș. Da, dar a zis Rareș Mihai Andrei. Păi voia să știe că poate când a venit el se gândea la Rareș Rareș. Hai să Mariana că e drăguț băiatul nou. Se gândea cum se zice, ori Mihai, ori Andrei. Că nu are nicio relevanță. Ne-a zis că e drăguț. Alexandra. Era prea mare, că e ușa aceea. Ce ai mai făcut, Alex? Deschide-le și tu ușa aia, că oricum ai rupt-o. Dă-le drumul, că văd că așa se împiedică de ea când ies afară toți. Nu știu cum să zic, Alex, dar e deschisă ușa. Am văzut că râde acum Maria. E deschis, da. Da. Păi dacă e Nico, păi dacă a zis că e bipolară. Eu am înțeles, dar așa, în două secunde? Nu, e prima dată. Aia. Avea și ea nevoie de un pic de atenție. Aia. E așa, Maria? Aia. Ce vrei, Alexandru? Da. Este nevoie de Maria. Ce vrei? Dar n-ai auzit. Stai acolo. Te-am întrebat de atenția ta. Te-am întrebat de atenția ta. Dar nu, Maria, da, vorbește cu cine vrei. În momentul în care ai început să plângi, ai întrebat de Maria. Maria. Dar nu trebuie să întreb tu de atenție. Suntem într-o casă unde suntem mai mulți concurenți. E normal să vorbim. Și e normal să ne dăm cu părerea. Nu trebuie să întreb tu de atenția noastră. Vreau să înțeleg ce se întâmplă și care sunt persoanele adevărate și false din această casă. Ca să-mi pot exterioriza sentimentele. La mine când a dus subiectul ăsta? 3 luni. Așa, da. Înainte nu era mai văzut de 3 luni. 3 luni jumătate. Adică 3 luni. Ea are o lună. Cine? Maria nici o lună. Are 3 săptămâni. Asta e a 3 săptămâni. A 4. Aceasta că plânge că e după familie? Da. Hello. Vezi că vrea să te întrebe George ceva. Lasă-mă. Ce? Lasă-mă în durerea mea. De ce? Te intimidezi când vorbești cu mine? Da, îți fiert. Cât de fiert ești? Oi, a, chiar, nici n-am... Maxim. Maxim? Nu mai pot. Da? Mă încing aici. Face plăcerea aia, nu? Normal că-i face. Totul zâmbet de când vorbesc cu aia. Da? Am văzut că te cam pierzi. Da, mă pierd. Mă iei după drum. Te pierzi? Păi de ce nu te îndrepti spre ea? Mă îndrept spre cine vreau eu. A zis că e Alexandra, că e aia, e același lucru. Am auzit. N-am zis așa, în primul. Aia, la asta te referi. Dar care este problema ta că m-am separat de ele? Eu am văzut anumite lucruri care eu cu tine nu le-am vorbit, pentru că nu eram în relație cu tine să le vorbesc. Le-am ținut pentru mine, am vorbit decât cu părinții mei, că decât cu ei pot să vorbesc despre chestia asta și m-am îndepărtat. Bravo, și te-ai apropiat de Alexandra și de Maria? Nu m-am apropiat. Nu. Că stai numai cu ele, dansezi numai cu ele, las. Alexandru, vreau să țin legătura, vreau să fiu, adică să vorbesc cu toate. Da, văd. Să vorbesc cu toate. Eu observ că vorbești cu toate. Mariana m-a înțepat de multe ori. Și nu știu dacă îți dai seama, de foarte multe ori m-a înțepat și mă deranja. Aia, dacă era... Nu pot să spun prietena mea, dar până la urmă stăteam la aceeași masă și mâncăm din aceeași masă și doarme cu mine și... în cameră. Cum să vine să apropie de tine să... Ok, tu ești bărbat, dar... Dar tu... cine s-a apropiat? V-ați apropiat unul de altul, ba da. Și tu știi foarte bine că îi place de tine. Știi foarte bine că îi place de tine. Și ea nu s-ar fi lăsat pupată și pe gât și de mână de aici, când mi-au dat secvențe. Și mai multe chestii în asta. Nu este frumos față de mine, nu este respectos. O faci din ambiție, ce știu eu ce face. Ok, dar să-mi faci mie rău din ambiția asta? Este normal? Bine, putea să o elimini pe aia, nu pe Mariana și pe Mădălina. Eu cu Mădălina nu am nicio treabă, am treabă cu ele doi. I-am spus Mădălinei ieri. Și mi-a zis, Andrada, e greșit ceea ce faci. Mi-a zis că e greșit. Normal că e greșit. Mădălina știa de la bun început ce am. Normal că e greșit. Cu ce te-am consolat?
Am avut o pedeapsă. Nu, că nici n-am vorbit cu el. Te-am întrebat de ce plângi, ai zis lasă-mă să mă liniștești. Nici n-am vorbit cu tine. Păi, da, degeaba, nu știu, aia e cam atentă. Ea plâns pentru că este bipolar, asta a zis ea. Aia e cam atentă mai... Eu plâng când iau eu, Alexandra. Foarte atentă sunt. Păi văd. Să plâng și când nu. Nu știu ce ai cu viața. Și-am zis eu când să plâng și când nu? Da. Da, mai ales la tine. Plânge că e bipolară. Păi astea sunt cuvintele tale. Când o să mă duc, o să verific dacă sunt bipolară sau nu, când o să înțeleg eu asta, atunci vorbește. Până atunci, păi tu ai zis. Ce am zis eu? Data trecută că nu am zis că sunt bipolară. Când m-a întrebat Cristian, am zis că mă, nu știu. Nu este adevărat. Când stăteam acolo cu Maia la masă, ai spus că ești bipolară, de-aia plângi. Nu, la masă când stăteam, m-a întrebat de ce plâng și am zis că plâng din... Ba, nu, nu. Ai zis băga cuvinte în gură. Da, a zis mai întâi bipolare și după aia a zis astea. Se vede că nu-l plăiești. Alexandra? Da. Da. Vezi că eu m-am dus și am vorbit cu Maria că am avut pedeapsă, dar tu te-ai băgat așa în treaba altora. Păi dacă... Aiurea. Eu ți-am zis ceva dimineață, dacă ai vrut să asculti bine, dacă nu este dacă problema ta. Soarta, o iau cum vreau eu. Ia-o cum vrei. Nu ți-am spus eu să o iei într-un fel anume, poți să o iei cum vrei tu. Păi am luat-o cum am vrut eu. Da. Dă-i cu pâine. Mai codruța, Alexandra, de mine și atât. Stăteai acolo cu Maria, nu și-a dat interesul dacă ce stai acolo. Acum tu vorbești că stăteai acolo. Nu mai sunt, nu? Nu, de. Dacă vrei, uite, banană. Banană ia, Maria. Mariana, Avem? Da, de toate. De toate. Uf. Adevărat, mi-e foame de nu mai pot. Chiar o... Nu mai pot. Ai mâncat și eu? Nu. Doamne, ferește. Niciunui băiat nu i-a plăcut de el. Niciunei fete nu i-a plăcut de el. Nu, Mariana a zis doar că e drăguț, în rest nu. Bă, lasă-mă cu vreo. Nu, a zis. Deci, a spus și dimineață. Între toate, te-a întrebat ăsta, între toate... Eu nu fac nimic. Aia e pusă pe fapte mari. Păi dacă chema rară și aceea zodie, nu mă că a spus că e drăguț, nu? Mamă, m-ați omorât cu zodia. Bă, mă duc și-mi schimb zodia, mă. Și eu sunt cu zodiile, și eu sunt cu zodiile. Numele an. Dacă era pește, nu mai era drăguț. Ce zodie ești? Ce ești dacă ești cu zodiile? Uite, ești pește, dar numai zodia ești pește. Când închidea conexiunea înseamnă să continuăm noi subiectul și să vorbim în cazul de știe. Aer, dăm aer, dar bine că mi-a dat. Nu, ea vorbea și nu se înțelegea ce zicea. Welcome. Pentru că ne-a lăsat să continuăm subiectul. Ce cauți mai aici? Nu mai vine Cristi. Alex. Oh, da, Alex mereu vine aici, m-am săturat de el. It's not posibil așa ceva. Repară mă, Cristiane, mă, ce-ați făcut mă cu băiatul ăla? Ar fi posibil. Ce-ați făcut mă cu băiatul? Uite, acum avem ușa deschisă. Când facem dimineața, bine că venim, deci intrăm toate. Facem așa. Ce faci, mă? Mai plângi? A? Mai plângi? Ce să plâng? Să mă cuprindă. Dar n-am plâns. N-am plâns, mă. Bună ziua, bine m-am găsit. E bipolaritate. Cică. Îl lași totuși să cunoască alte fete. Nu e adevărat. Dar tu îl lași. El dacă, da, tu dacă... eu am pus punct. Dar n-ai cum să pui punct în momentul ce tu-l placi în continuare, că tu-l placi. Păi se duce plăcerea asta, nu? Ei se duce, dacă e în casă cu tine, trăiește așa cu tine. Vete, na, și eu, dar ce crezi că când îl va pe alta, crezi că mai place de el? Nu. Nu se duce. Ei, ba, se duce, spune eu că se duce. Uai, nu poți să spui că nu-ți place. Îți place de el, ce ai? Se duce. Se va duce în momentul în care eu o să plec sau tu o să pleci de aici. Nu, la mine se duce când cineva îngreșește și mi se duce direct. Acum, pe bune, hai să te întreb altceva. Cu ce ți-a greșit ție, Mărinescu? Cum cu ce? Când noi eram în cunoaștere, el s-a dus să... Ești că era la bară cu Delia. A, tu te referi la momentul de stres? Auzi, dar tu, da. Tu ai avut momente când ai fost geloasă? Nu. Referitor la mine? Nu. Ba da. Nu, așa, nu aș fi avut de ce să fiu, deci oamenii nu eram împreună. Ba da. Păi tocmai nu eram împreună. Totuși eram într-o cunoaștere, eram în cunoaștere, Mărinescu, și... Tu ce vii, ești în cunoaștere cu mine și vezi și să nu spun ce cu alta în camera roșie? Da, n-am făcut altceva. Uite, chestiile astea sunt niște lucruri foarte mici. Da, cum ar fi? Ia, spun și eu acum. Care te țin pe tine în loc. Ia, lasă-mă. Spun și eu acum, Mihai, vreau să te cunosc. Da. Da, mă duc și mă cu 5 băieți în camera roșie. Mai vrei să mă cunoști? Hai mă, stai că eu nu s-a cu 5 băieți în camera roșie. Auzi, eu, dar eu mă duc cu 5 băieți. Nu, nu, i-am spus mă.
Nu. Dacă ai vrea, ai putea. Păi și vrei să mai cunoști după ce mă vezi în toate postazele în camera roșie cu ei? Bine, nu e vorba că n-aș vrea. Logic, aș vrea să te cunosc. Aia, uite diferența între mine și tine. Au zis fetele astea, au o grămadă de chestii. Marinescu avea ușa deschisă. Ei sunt pe același etaj. În momentul când a intrat pe etaj, ușile sunt aproape. Era ușa deschisă la Marinescu, l-ar deschisă. Și s-a dat seama că voia, inițial voia să se mute cu Marinescu în cameră. A intrat în cameră, s-a uitat stânga-dreapta, mă jur. Era o pereche de șosete pe masă, folosite, adică nu erau noi. Împachetate, puse acolo grămadă, dezordine peste tot, peste tot. Dai seama, ăsta a intrat, băi, zi, stai să filmez eu, că dacă zic după aia, nu mă crede nimeni. Ei, în momentul când a venit Nicos în emisiune și a zis despre Marinescu, da, am lipsit niște bani. Dar de ce n-ai zis de lucrurile aia până să vorbească Nicos? Păi stai așa, el a spus că îi lipsesc bani acum? Când i-a zis Nicos că a intrat la el în cameră și că a filmat, el a zis că, a, stai că îmi lipsesc niște bani. Când a filmat Nicos? Aseară. A, aseară. Și el, după ce a arătat, a dat filmarea la producție, Marinescu, domnule, că îmi lipsesc niște bani. Îl duce cap. Da. Ce bani? Îl duce. Ce bani? Nu contează ce bani. A fost o mare vrăjeală chestia asta cu banii, că nu pune... Lasă-mă, că poate să-i fure și colegul de cameră. Păi, poate să-i fure și colegul de cameră. Asta zic, asta zic. L-a dus capul să zică chestia asta. N-avea coleg de cameră. Ba, l-avea pe Rareș. L-avea pe Rareș. Îți dai seama... Rareș și Rareș. Păi și Nicos tot era. Cum s-a dus Nicos să-i fure banii pe bune? Da, mă, atâta timp cât omul nu a spus dinainte că îi lipsesc bani. Nu a spus dinainte, dar l-a dus capul să spun acum. Și ce acoperire are? Ce sumă? Păi nu are. Nu are nicio acoperire. Vreau să merg și eu la, să-mi spun exact ce sumă de bani lipsea, să mergem să scoată desfășurătorul de la banking, să vedem ce sumă de bani a fost costă, de la ce bancomat și la ce oră. Poate are cash. De unde? Poate. În momentul când am fost la cumpărături, să luăm cadouri pentru voi, a zis că n-am niciun bani. Și Melissa este martor. Da? Da. Este un subiect, frate, dezvoltat din partea lui. Fiecare om trebuie să se apere într-un fel și în caz că nu te-ai prins, Cristian, asta a fost metoda lui de a se apăra, păi acuzând cu alte chestii. Păi tocmai, Nicos, asta este marea vrăjeală. Nu mă deranjează, eu am spus clar de ce m-a atras să filmez, cum și managerul din hotel l-a filmat pe celălalt concurent, așa și mie mi-a venit să filmez, pentru că ieri, când eu, care abia m-am întors, am făcut niciun fel de mizerie aici și tot vestiarul era praf, fiecare concurent a pus mâna și a luat de pe jos orice porcărie. Mizerie, lichid, ciorap murdar, da, ciorap împuțit. Tot ce era în toți am pus mânuța și am strâns. Am fost săptămâna trecută și ne-am speriat. Crede-mă, și, dacă, păi, dacă vezi cum arată acum Mădălina, dacă vezi cum arată, te muți acolo. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.